Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Probleme. Așa cum vă spuneam în clipul de ieri, e posibil ca în perioada următoare instituțiile astea de forță, cum e SECU, să caute nod în papură, să creeze deranj, care deranj poate deranja piața cripto în sine. Dragii mei, poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun. Eu am luat un takeaway, că suntem pe picior de plecare, schimbăm locația, schimbăm țara, schimbăm fusul orar. Bun. Începem cu Kraken. SECU acuză Kraken-ul, care este un exchange american de top, adică e de-a lor, că operează ca neregistrat pe partea, că nu are licență pentru securities, da? Că este broker, adică la el pe platformă s-au tranzacționat criptomonede care sunt catalogate de SEC drept securities, da? Cei care vă mai amintiți, anul ăsta SEC-ul a făcut un pomelnic de vreo 68 de criptomonede, printre care Cardano, da? Pe care le-a denumit securities. Este într-un proces de vreo 4 ani de zile cu XRP-ul pe care îl denumise Securities, de la care vrea 700 de milioane de dolari și așa mai departe. Gândiți-vă dacă americanii își bat cuie în talpă în propriile lor jucării, cum e Coinbase-ul, cum e Kraken-ul, da? Sunt ale lor, sunt acolo, nu ar avea nici o milă față de ceva ce nu este al lor, da? Cum e Binance, Bybit, whatever, da? Ieri, dacă vă amintați, spuneam, e posibil să apară probleme în perioada următoare. Da? Deci asta este una. Asta este o știre de acum câteva ore. Da? Fresh. 2. SEC-ul american, Security Exchange Commission. Da? Este comisia care se ocupă de reglementarea asset-urilor financiare, da? Printre care și cripto. The US Department of Justice, Departamentul American de Justiție, dorește mai mult de 4 miliarde de dolari de la Binance. Da? Pentru că au încălcat nu știu ce, că au făcut, că au dres, mă refer la Binance US, America. Da? Acuzațiile sunt de fel și fel. Imaginați-vă că pe planeta asta, da, sunt oameni care câteva ore pe zi sunt teroriști, după care au o viață normală, au copii. Gândiți-vă că poate și ăștia din tot felul de organizații teroriste mai fac și trading în timpul liber. Da? Și diferența între bani cu intenție gen criminală și bani proprii, da, este subțire. Adică o întrebare ar fi, bă, fii atent, gen, dacă noaptea ești războinic, ești trași cu pușca, am puși, faci dregi, dar ziua ești om normal, îți duci copilul la grădiniță, faci cumpărături, cum te cataloguează un exchange? Da? Dacă tu, să zic, lucrezi pentru o organizație declarată de unii teroristă, da? Și în timpul liber tu tranzacționezi banii tăi, da? Care sunt banii tăi, nu știu, pui tablă pe casă și nu face parte din aia. În fine, ideea este că în piața asta, cripto, lucrurile sunt extrem de interpretabile. Da? Acum, dacă Binance-ul va plăti sau nu va plăti pentru exchange-ul din Statele Unite, e o discuție, nu știm. Da? Habar n-am dacă va face treaba asta. Probabil se vor înțelege într-un fel sau altul. Acum, dacă aveți bani pe Binance US, sfatul meu ar fi să regândiți strategia. Dacă aveți bani pe Kraken, da, și nu sunteți daily trader, la fel v-aș recomanda să regândiți strategia. Știți că ieri vă spuneam și am spus mai ales celor din comunitatea premium. E posibil ca următorul target pentru SEC să fie USDT-ul. E posibil, da? Adică la cum văd dinamica, cum se desfășoară lucrurile în clipa de față, nu aș privi-o ca pe o chestie imposibilă.
Eu acum mă uit pe charturi, văd că Bitcoin are o evoluție super dinamică. În România este undeva la 4 dimineața când filmez eu, pentru că sunt cu alt fus orar, da? De aceea uneori gen știrile mele s-ar putea să nu fie la ora exactă cu ce se întâmplă în piață. Dar eu cred că astea sunt cele mai importante știri, da? Faptul că Binance ar trebui să plătească 4 miliarde de dolari, bă, 4 miliarde de dolari nu e chiar. Adică nu știu dacă Binance US a făcut în viața lui atâția bani profit, știi? Ca să le ceară ăștia. Sau poate a făcut. Dar genul ăsta de news-uri, da, pot perturba activitățile pieței. Bine. Una e să zici, bă, vă dăm o amendă și hai că o dăm la pace, și alta e să zici, bă, stop joc, i-au oprit jucăria, că nu știu ce. Da, atunci problemele ar fi mult mai mari în piață. În rest, narativa rămâne aceeași. Oameni buni, lichiditatea Bitcoin este doar 10% în piață din toți Bitcoinii, da? Deci dacă, nu știu, vreun mega miliardar se trezește mâine și zice, bă, vreau să cumpăr, îi doresc succes, că nu prea e de unde. 76% din Bitcoinii care există în circulație în clipa de față în wallet-uri nu s-au mai mișcat de peste un an de zile. 88% nu s-au mai mișcat de 3 luni de zile. Deci, nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă asta, da? Haideți să ne uităm un pic pe CoinMarketCap. Deci în clipa de față sunt 19.548.000, din care vreo 5 milioane sunt pierduți forever și au pierdut parolele, nu mai sunt oamenii printre noi. Da? 8 milioane sunt la balene, deci sunt în clipa de față 7,7 milioane de portofele care dețin mai mult de 1000 de bitcoin fiecare. Da? Deci 8 milioane din ăștia sunt la balene, aproape jumătate. Deci 8 și cu 5 pierduți sunt 13 milioane, da? 6 milioane sunt răsfirați, da? Din ăștia 19 milioane, numai 1 milion și ceva sunt în exchange-uri, pe acolo, pe dincolo, da? Dar lichiditate real, gen dacă, nu știu, Elveția, Japonia, Marea Britanie, Franța, o țară de asta ultrapotentă, zice, bă, ia printați voi niște bani mulți de tot, ia hai să cumpărăm noi Bitcoin. N-au de unde. N-au de unde. N-ai cum. Da? Și atunci vă repet, prețul este irelevant. Am mai spus-o și o mai spun. Prețul Bitcoin de la 15.000 până la 50.000 de dolari este irelevant. Când Bitcoin o să fie 130, 150, 200 de mii, da, o să vă gândiți, hei, da, bă, vreau să vă zic că dacă apetitul este scăzut pentru unii, acum zic, da, mă, dar e 37.500 Bitcoin, ce să-l iei acum? Când o să fie 150.000, ce o să mai ziceți? Atunci chiar nu o să mai fie atractiv de nicio culoare. Dragii mei, sunt Mihai Daniel. Încă o dată, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii. Dragii mei, încă o mare parte din voi nu sunteți abonați. M-ar ajuta pentru algoritmul YouTube dacă ați dat și voi subscribe. În rest, pe mine mă găsiți pe mihaidaniel.ro. Acolo unde găsiți servicii de consultanță cu mine, acolo unde găsiți cursurile, cursul de anul ăsta, cel pe, în care am integrat componente de inteligență artificială, și cursul de anul trecut, care cred eu că va fi valabil și peste 30 de ani, da? Peste 30 de ani, dacă m-au zis că vorbesc de el și îl recomand, să știți că am un motiv întemeiat, pentru că e un produs în care eu cred, sunt mulțumit, îl folosesc. Toate cele bune, nu uitați, la ora 19 ne vedem cu știrile cripto. O zi frumoasă!